pentru că nu v-am văzut niciodată, lăsați-mă să vă salut cum îmi place mie, Hristos a înviat. Sunteți vii, ați spus cum trebuie, Domnul să vă binecuvinteze, slăviți să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară, mă bucur să-i salut pe frații păstori, fratele un Semenea, fratele Nelu Prunianu și pe ceilalți care sunt aici slujitori. Mă bucur să mă revăd cu fratele Claudiu, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele păstor Vasile Bojor, pastorul coronator al Bisericii Betania din Cluj-Napoca, înainte să pornim din Cluj, a fost într-o marți seara ultima slujbă, ne-au chemat în față pe mine și pe Alexandra, s-au rugat pentru noi, ne-au îngrințat în brațul Domnului și ne-au rugat ca pe oriunde ar mergem să transmitem salutul bisericii noastre, Maranata, Domnul nostru. Pentru că Domnul nu este doar al românilor, al clujenilor, al bucureștenilor, Domnul este și al americanilor slăvit să fie în numele Domnului și bine ca Domnul să fie al nostru, adică un domn personal. De asemenea, fratele meu de corp și în Domnul Ruben Echivor vă salută, vă binecuvintează, este împreună cu noi la Betanie, la Crujna slujește acolo ca diacon și în Comitetul de Conducere al Bisericii, vă binecuvintează împreună cu Iulia și noi dorim din toată inima Domnul să vă binecuvinteze. Nu prea vreți, Domnul să vă binecuvinteze. Acum ați vrut, dar două oră se pune o mai greu, vă invit să vă ridicați. Psalmul 126, pagina 630, în versiunea Dumitru Cornulescu a Bibliei. Am găsit de bine să rămân la pasajul pe care l-aveți programat pentru această seară, Psalmul 126. O biserică despre care sunt sigur că are viitor este biserica în care atunci când se deschide Biblia și cineva citește de la învon, se aude foșne de Biblie. Mă bucur că aud foșne de Biblie și Domnul să vă binecuvinteze să aveți un sunet mai mare <laughs> data viitoare. Când a adus Domnul înapoi pe prin și de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adună apoi pe prinși noștri de război, ca pe niște râuri în partea de mează zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cei ce umblă plângând când aruncă sămânța, se vor întoarce cu veselie când își vor strânge znopii. Amin. Vei vi să vă reașezați. Dragii mei, fiecare dintre noi știe ce înseamnă a fi prins de război. După cum e și expresia aceasta, prins de război înseamnă că războiul te-a prins. Nu înseamnă că n-ai luptat niciodată. Nu înseamnă că niciodată n-ai avut acea dorință să fii biruitor, ci înseamnă că ai luptat cel puțin până la o vreme. Dar la un moment dat, cel mai probabil, ai pus armele jos. Oamenii care sunt prinși de război sunt oamenii care au luptat o vreme, care au fost interesați de Evanghelie, care au iubit rugăciunea, care au fost de partea lui Dumnezeu și au postit din perspectivă biblică, consecvent, dar la un moment dat, din diverse motive, s-au oprit. Dacă ne uităm din perspectivă teologică, biblică, o să observăm că expresia aceasta în limba română, repet, în versiunea Dumitru Cornilescu, pe care o studiez, prinși de război apare de 71 de ori, în 71 de versete. De 71 de ori. Parcă Biblia are un fir roșu și este foarte interesat de oamenii care nu mai au nicio speranță. Un psalm zice la un moment dat, tu nu-i uiți pe prinșii de război. Tu nu-i lași deoparte, tu nu ești dezinteresat de ei. Pe Dumnezeu, de-a lungul istoriei, L-a interesat foarte mult care este nivelul social și cum se comportă oamenii care erau din poporul său. Da, există prinși de război ai Edomului, există prinși de război ai Moabului, dar despre ei nu avem foarte multe pasaje biblice. Dumnezeu se focusează, dă zoom pe imaginea poporului său și zice, dragilor, v-am creat să fiți liberi. V-am creat să fiți poporul meu. Nu v-am ales pentru că aveați o armată mai puternică. Nu v-am ales pentru că aveați bani mai mulți. Nu v-am ales pentru că erați un popor foarte întins sau pentru că ați avut teritorii foarte largi. V-am ales pentru că v-am iubit. Slăviți să fie Domnul. E cineva aici care se simte iubit de Dumnezeu? Slăviți să fie numele Domnului. Am să spun ceva. Nu uita, prinsul de război e un om care a luptat. S-ar prea putea ca în viața dumitale spirituală să existe o perioadă în care să fi pus pauză din perspectiva luptei. Nevoile tale, durerile tale, falimentele tale, dezamăgirile tale, accidentele tale, dușmanii tăi, atacurile demonice, strategiile ale cohortelor satanice au început să te prindă și nu mai poți să lupți ca altă dată. Și ai început să pui armele jos. Și, fără să te declari, satan te-a prins. Ești un prins al războiului să o observație foarte importantă preliminară. Prinși de război sunt oameni care au luptat. Și poate că de 20 de ani ai luptat pentru Dumnezeu, pentru voia lui Dumnezeu, dar te-ai coborât din perspectivă morală și n-ai mai vrut să lupți și te-ai predat dușmanilor și ai zis, gata, nu mai vreau să lupt, nu mă interesează. Cum alții au trăit fără să mai lupte, nu mai lupt nici eu. Reîncepe în seara asta să lupți din perspectivă spirituală. Nu-ți așeza armele jos niciodată, indiferent cât de gravă e situația în casa ta, indiferent cât de multe accidente există, continuă să lupți prin credință. Și ce e foarte important? Cuvântul Domnului spune, când a adus Domnul înapoi pe cine? Pe prinși de război ai Sionului. Păi ăștia, ăștia nu a gangului. Ăștia nu cumva sunt proprietatea orașului. Nu cumva dealerii de droguri au putere asupra lor? Uitați-vă ce percepție, cum gândește Dumnezeu. Dumnezeu zice, princii de război sunt ai Sionului. Marea majoritate dintre noi, când vedem că cineva calcă greșit din perspectivă spirituală, avem tendința să-l izolăm, dacă se poate să-l excomunicăm din preajma noastră să zicem, lăsați-mă. La un moment dat, în biserica unde slujesc, și acum suntem într-un proces în care ne rugăm în fiecare săptămână pentru familiile bisericii. Cineva a venit cu o idee și a zis, păi dacă nu mai este membru la noi, nu că s-a transferat într-o altă biserică, ci nu mai este spiritual într-o stare bună, să nu mai puneți pe display. Corect a gândit, nici într-un caz. Nu uitați, prinși de război sunt proprietatea Sionului. Foarte mulți dintre noi avem tendința să ne, des, așa, să dăm de-o parte. Să ne debarasăm de ei, să nu mai băgăm în seamă. Vreau să vă citesc cum pricepea și cum percepea tatăl fiului izipitor, această relație a fiului izibitor cu el. Ascultați cum îl prezintă atunci când se întoarce acasă. S-a întins masa, l-au primit. Bine, el avea scenarii că nu o să-l primească niciodată. A zis, nu mai am nicio șansă, nu mai am niciun viitor. O să mă duc la tata și o să i spun, am păcătuit împotriva cerului. Adică atunci când am plecat de la tine, tată, cerul a fost martor împotriva deciziile mele. A fost un afront la autoritatea ta. Ne-am dat ignor la toate planurile tale. Nu mi-a păsat de tine, tată. Te-am bajocorit. Cerul a fost martor la această stare de răzvătirea mea. Dar nu uita, tată am păcătuit și împotriva ta. Și ce vrea să zică fiul? Nu mai sunt vrednic. Evanghelia după Luca, capitolul 15, el vrea să zică și chiar zice, apucă să zică asta, versetul 21. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Am umblat cu desfrânatele. Mi-am permis luxul să calc în picioare principiile ebraice. Am ajuns la porci, tată roșcovele, erau dorința mea, dar mi erau interzise. Eram gata, gata să mor de foame. În momentul acela, tata ar fi trebuit să-i zic că dispar din fața ochilor mei. Mi-a distrus imaginea. Mi-a călcat în picioare toată reputația mea de tată. Nu mai mergi nimic, dispare, nu vreau să te mai văd. Oricum am fost de ceva vreme la primărie și te-am scos de sub numele meu. Nu mai vreau să aud de tine. Așa zis tata, Uitați-vă ce zice tata după ce se întinde masa. Să mâncăm și să ne veselim versetul 23. Căci acest, versetul 24, căci acest fiu al meu era mort. Am înțeles că era al tău când era în ograda ta, când era interesat de tine, când îți respecta principiile, regulile, rigorile, orânduielile, tot ce ai zis, tată. Am înțeles, dar acum când e mort, și ce zice tata? Și mort. Ea meu. De am reușit să gândim ca Dumnezeu. Altfel ne-a rugat pentru fii risipitori. Altfel ne-ar interesa de oamenii care nu mai au nicio perspectivă și care poate în seara asta și-au programat să spună capăt vieții. Altfel am gândit. Altfel i-am sunat. Altfel le-am trimit de mesaj. Acest fiu al meu era mort și am viat acest fiu al meu, zice tata, era pierdut, dar al meu și a fost găsit. Nu uitați, fii risipitor sau prinși de război, adică cei ce au ajuns captivi, dependenți de alcool, tutunii, moralitate, pornografie, masturbare, toate păcatele din lumea asta. Și știți care e marea problemă? Cineva poate să fie prins de război și să fie membru în bisericile noastre. Și mai există o problemă foarte interesant, care va dintre noi îl poate prinde captiv pe un altul dintre noi și să-l țină prins de război. Și ce zicea profetul Isaia în 58? Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile. ce există lanțuri prin biserică? Uite că există. Lanțurile răutății. Și mai sunt oameni răi? Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți eliberează captivul. Mă duc în diverse biserici în lumea asta largă și întâlnesc oameni care de 20 de ani nu se mai salută între ei. Vă întreb, nu cumva unul dintre ei e prins de război al altuia? Oameni care nu își mai zâmbesc, oameni care se uită agresiv unii la alții. Nu cumva e prinsul tău de război? Ca și slujitori, la fel ca slujitorii dumneavoastră, întâlnim foarte multe cazuri și pe unii îi întrebăm, chiar nu vrei să-l ierți? Și ce zice câte unul? Nici în rai nu vreau cu el. Și îi spun, foarte, îmi pare foarte rău, nu-ți mari probleme, că nici nu ajungi. În stilul ăsta, dacă nu te schimbi, deci să ne înțelegem. Prinși de război, oameni care au luptat și au pierdut lupta. Oameni care au fost așezați într-o circunstanță atât de dificilă, unii dintre ei prinși la zid, și efectiv nu au mai putut să lupte. Dar nu uitați, toți prinși de război dintre cei ce au fost în biserică sunt proprietatea Domnului Isus. Domnul Isus este extrem de interesat de ei. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Doamne, adună apoi pe prinșii de război ca niște râuri de la mia zi adică nu contează de unde vin să vină dintr-o dată, Doamne, dacă trebuie să vină ca niște râuri, să ne surprindă vom fi șocați unii ori nu ne va plăcea alte ori va trebui să ne obișnuim cu ideea dar știți care e realitatea? Prinși de război sunt în planul Domnului Domnul are un plan pentru ei din cele 71 de versete în care apare expresia prinși de război, 42 vorbesc despre maniera în care Dumnezeu îi va readuce. 59% Uimitor! Dacă ai început să nu mai ai speranță, dacă ai început să pierzi speranța, dacă ai început să-i spui celor din jur, nu mai are niciun sens, nu mă mai rog, nu mai postesc, nu mai citesc din Biblie, nu mă mai interesează de persoana aceasta, să știi că tu nu gândești ca Dumnezeu. Tu ai o problemă prinși de război, nu doar că proprietatea Sionului, sunt în planul lui Dumnezeu. Și vreau să mai fac o subliniere. Noi trebuie să ne facem partea, dar știți cine are putere să-i aduc înapoi? Doar El. Doar El. De aceea psalmistul zice, Doamne, dacă trebuie adui ca pe niște râuri, cine direcționează un râu? Doar Dumnezeu, Creatorul, da? Înțelegeți ideea? Adică singurul care poate face minunea asta, să-l mute pe un om din împărăția întunericului, el care altă dată era prezent la închinare, el care altă era prezent înaintea lui Dumnezeu, el care altă era pasionat de prezența Domnului, cine poate să-l mute din starea lui de păcat, nu un sistem politic, nici religios, nici un pastor nu poate să facă asta. Da, va trebui să adopte niște metode prin care să-i ofere circumstanțe atenuante în sensul în care să-i spună, da, te așteptăm, avem nevoie de tine, Dumnezeu are nevoie de tine. Dar nu, nu stă în puterea unui om, a unei biserici, aducerea unui fiu risipitor sau unor prinși de război e în puterea lui Dumnezeu. Însă vreau să vă spun ceva în seara asta, El este cel puternic. El poate totul. Dacă diavolul ți-a zis, nu mai ai nicio șansă, familia ta nu mai are viitor, copiii tăi nu mai au nicio perspectivă, am să spun un mesaj bazat pe cartea aceasta numită Biblia. Dumnezeu e deasupra istoriei. Dumnezeu e suveran, Dumnezeu conduce istoria acestei lumi și poate că va trebui să pleci din lumea asta și rugăciunile tale îl vor urmări, o vor urmări o și se va întoarce în prezența lui Dumnezeu. A fost oameni care la căpătuiul unui sicriu au plâns și au zis de azi încolo mă întorc înapoi la Dumnezeu. Mă întorn apoi la Scriptură, mă întorn apoi să mă rog din nou, mă interesează împărăția lui Dumnezeu, mă interesează pasiunea pe care o am pentru regele. Îl iubesc pe Dumnezeu de azi încolo. Oare cum sunt și de război? Crezi că el este simplu? Prinși de război sunt privați de trei lucruri, cel puțin, doar le amintesc. Sunt privați de pace. Mare binecuvântare avem în România că este pace. Vă rugăm în numele Lui Iisus să continuați să vă rugați pentru pacea României. Amin. România are nevoie de pace. Nu ne putem imagina ce înseamnă să fie război în țara în care ne aflăm. Să ferească Dumnezeu România de război. Să păzească România. Dumnezeul cel atât puternic. este singurul care poate să o păzească. Credeți că Domnul poate? Aleluia lui Dumnezeu, laudat să fie numele Domnului. A fi prins de război înseamnă că ai fost într-o armată sau ești aparținător a unui om care era soldat în armata aceea și armata din care face parte omul acela a fost învinsă. Și împărăția aceea este distrusă și este captivă, este aruncată în brațele sclaviei, prins de război. Există condiții în care... Nu neapărat că ai luptat fizic și ajungi prins de război, ajungi prins de război din cauza circumstanțelor. De exemplu, dacă doar soțul a mers la război, și soția și copiii vor fi și ei prinși de război, pentru că armata adversă n-are milă. Ia captivi și pe cei mai mulți îi omoară, iar pe ceilalți îi prinde ca să i folosească. Cât oameni sunt folosiți de diavol în vremea aceasta. Cât oameni sunt captivi ai celui rău. Câți oameni care nu mai iubesc pe Hristos și altădată îl iubeau. Uitați-vă în albumul de fotografii. Uitați-vă dacă mai aveți fotografia de la botez. Câți dintre cei cu care v-ați botezat, dumneavoastră, mai umblă cu Dumnezeu? Prinși de război. Sunt oameni pe care îi prinde Satana din cauza banilor. Sunt oameni pe care îi prinde Satana din cauza unor dorințe de a-și derula o plăcere. Derulează un păcat, trezi clipa și s-au îndepărtat. Devin captivi ai celui rău. Prinși de război sunt privați de pace. Oriunde s-ar uita în jur, -au liniște. Încearcă și asta, și asta, și asta, și asta, și de toate încearcă, dar nici cum nu-și găsesc liniștea. De ce? Este o incompatibilitate să fii și prins de război și să ai și pace. Este imposibil. Este imposibil. Pacea nu dă un sistem politic. Pacea nu dă un congres. Pacea nu o dă nici NATO, nici Uniunea Pană. Pacea o dă Domnul Isus Hristos. El este Domnul Păcii singurul care poate să intre în prezența inimii tale și să intre acolo unde nu-i pace și să readucă pacea. Omul lui Dumnezeu Iov, care a trecut prin situații extrem de dure, a tras o concluzie și a zis pentru toți care auzim, împrietenește de dar cu Dumnezeu și vei avea pace intră din nou în acel parteneriat etern cu Dumnezeu, care nu-i temporar, care nu depinde de accidente, de boli, de situații nefavorabile. Noi nu-L urmăm pe Iisus Hristos pentru că ne face doar bine. Uitați-vă, mentalitatea fiului risipitor când a vrut să plece de acasă a fost o mentalitate de mână întinsă. Și și-a zis fiul risipitor înainte să ajungă prins de război aceea, în acea zonă adu a dolamului, s-a dus la taică său și a zis, tată, dă-mi, dă-mi. Dă ce să-ți dau, mai prietene? Dăm partea de avere care mi se cuvine. I se cuvinea ceva? Cel mult ușa. Ce se se cuvine? Nicio noapte n-a stat să nu doarmă pentru ca să strângă averea aceea. Dar asta e mentalitatea fiului risipitor. Are mâna întinsă. Când se întoarce înapoi, se schimbă mentalitatea lui. Și se zice, tată, fămă, nu mai am nevoie să-mi dai. Nici măcar nu vreau să mă faci înapoi fiu. N-am pretenția să mă recunoști fiul tău semnul real că un om se întoarce din risipire, din acel stadiu de prins de război și revine în prezența lui Hristos, a lui Dumnezeu Tatăl, la Domnului Isus Hristos Dumnezeul și a Duhului Sfânt Dumnezeul, este că cel ce s-a întors din captivitate nu mai are pretenții. Țineți minte ce vă spun în asta. Dacă are pretenții, deja are probleme. Și ce zice? Tată, fă mă ca pe unul. Un om obișnuit. Unul din argații tăi. Nu vreau să fiu șef argaților, nu vreau să fiu neapărat la învon, nu vreau să fiu în față neapărat, n-am pretenții să fiu important. Nu mă interesează, nu mă interesează poziția, nu mă interesează prezența tatălui. fă -mă ca pe unul din argații te știți de ce? Acest fiu risipitor și-a zis, măcar atât îmi doresc, din când în când, să-l mai văd pe tata. Din când în când să mai fiu împreajma tatălui. Sunt pasionat de prezența tatălui meu Nu mă interesează banii lui Nu mă interesează proprietățile lui Nu mă interesează ogoarele lui Observați că fiul neresipitor aparent, cel mare Era interesat de ogoarele tatălui Era interesat de iezii tatălui Știți că se întoarce și zice Eu ți-am dus greu ca un rob Se pare că și ăsta era prins de război Dar era prins de război acasă Pierdut în propria lui casă Ți-am dus greu ca un rob, dar tu nu-l iubești pe tată. Tu nu ești pasionat de prezența tatălui. Dragii mei, noi nu vinem la biserică pentru că ne obligă cineva din comitet, că ne urmărește vreun pastor. Eu când mă duc la biserică, mă duc pentru că îl iubesc pe Hristos. Iubesc prezența Domnului Isus Hristos. Îl pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt. Îl simt prezent chiar într-o marți, într-o vineri, într-o joi, într-un program neobișnuit, că nu sunt invitați. Îl simt prezent pe Dumnezeu. Îl simți și dumneavoastră? Aleluia lui Dumnezeu. De ce era privat fiul risipitor? De ce sunt privați prinși de război? Sunt privați de părtășie. Privați de părtășie. Au fost captivi duși în Babilon, oamenii lui Dumnezeu. Că nu toți care au devenit prinși de război chiar au păcătuit. Unii dintre ei au fost îngăduiți acolo ca Daniel să fie un exemplu, un model prin care să se miște toată națiunea Babilonului și să declare regele, cel mai important regele în oficiul din contemporanitatea lui. Nu există Dumnezeu ca Dumnezeul lui Daniel. El în învie, el omoară, el este Dumnezeul cel atotputernic. Toate neamurile trebuie să se închine lui. Dar pentru asta a fost expus Daniel. Pentru asta a fost aruncat în groapa cu lei. Pentru asta a fost urmărit 30 de zile. A avut interdiția să nu cumva să se mai roage. Dragii mei, când erau prinși de război evrei, dăm doar câteva pagini și ajungem la psalmul 137. Și ascultați ce spun ei. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Când ne aduceam aminte de Sion, în sălcile din ținutul acela ne-ar harfele, căci acolo biruitorii noștri, vedeți, a fi prins de război înseamnă să ai niște oameni care te-au biruit. Biruitorii noștri ne cereau cântări în semn de bajocură, și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Și ce zic ei? Nu putem, nu mai avem părtășie. Când am fost transformați în sclavi, când am fost deportați în Babilon, din spațiul ebraic, când am ajuns prinși de război, ni s-a luat părtășia. Cum să cântăm noi cântările Domnului? Strigă ei în disperare pe un pământ străin? Scutați ce zice mai departe, chiar dacă nu putem cânta acum o speranță oamenii ăștia și spun așa, dacă te voi uita eu, Salime, să-și uite dreapta mea de stonicia, adică să fie mâna dreaptă paralizată. Să te blestem? Nu e bine cuvântare. Adică mai grav ar fi să am mâna paralizată decât să nu poți să sujești pe Dumnezeu. Dacă ajungi într-un moment, dragii mei, în care ești pus într-o alegere. Ce să pierzi ceva din perspectivă umană sau să-L pierzi pe Hristos? Alege să pierzi ceva din perspectivă umană. Oamenii lui Dumnezeu spuneau, dacă ni se blochează mâna dreaptă, nu uitați, indiferent ce ni se întâmplă, noi nu uităm de Dumnezeu. Noi nu renunțăm la Dumnezeu. Noi nu punem pe Dumnezeu pe pauză. Pentru noi Ierusalimul este obiectivul nostru. E perspectiva noastră, e speranța noastră, e viitorul nostru. Să nu uităm de Dumnezeu, dragii mei. Sunt momente în viață în care banii vor să ne aducă o bunăstare de așa maniere încât să ne spună, uitați de Dumnezeu! Să nu cumva să uităm de Dumnezeu! Sunt momente în viață în care și cum financiare sau personale aduc această posibilitate și ipoteză, uită-L pe Dumnezeu! Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de neuitat. A strigat și a zis clar în Vechiul Testament, când veți ajunge într-un pământ prosper, când veți lua din rodurile unor pompe care nu i-a sădit, nu i-ați n spus apă la rădăcina lor, n-ați făcut nimic pentru asta, n-ați semănat nicio sămânță și veți mânca din ei și veți fi binecuvântați. Să nu mă uitați, a zis Dumnezeu. Să nu uitați că binecuvântarea voastră depinde de numele Domnului. Cine crede că mine să zic amin, aleluia Domnului Isus Hristos. Ascultați să zic ei mai departe. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi aduce aminte de tine, Ierusalime. Dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele captiv din perspectivă fizică, dar liber din perspectivă spirituală. Sunt momente în viață în care circumstanțele vor să ne transforme în de război. Și diavolul zice, pentru că ai problema asta medicală, renunță la cer. Pentru că ai pierdut pe cineva drag, renunță la cer. Pentru că nu vezi că toate îți merg împotriva ta și parcă toate se îngrămădesc împotriva ființei tale. Nu-L mai iubi pe Dumnezeu. Pe o grămadă de cenușă, Sfântul Iov e un exemplu pentru toată istoria cât va exista pământ. Sfântul Iov a zis, Domnul a dat? I-a fost ușor să zic asta? I-a fost deloc ușor pentru că nu mai avea nimic. Vedeți, foarte mulți oameni spun: Inteligența mi-a dat. Am prins ultimul tren. Am reacționat la moment. Am intrat în circumstanțele acelea pozitive și am ajuns într-un anturaj și datorită oamenilor am avut noroc. Dragii mei, nu există noroc. Există doar binecuvântare. Domnul a dat azi ziov și mă uimește cum continuă spunând Domnul a luat. Nu satana? Nu, Domnul e suveran deasupra istoriei. Și anumite lucruri le poruncește, altele le îngăduie. Domnul a luat. Dar vreau să vă mai spun ceva, să notați toți. Chiar dacă singur, o am doar pe soția mea care nu prea înțelege prin ce trec eu. Ca dacă din toate averile mele, unul dintre cei mai mari businessmen din firul săritului, Biblia ar prezintă cel mai cu vază dintre firul săritului. A rămas din toți sclavii și din toate proprietățile care erau imense. Am putea să le cuantificăm în milioane de dolari. Și ce a zis? Când a rămas doar cu patru sclavi, cu nevastă mea, și când din toate lucrurile mele frumoase a rămas cu niște cioburi. Că sunt momente în viață în care situațiile sunt de așa maniere încât rămâi în palmele tale doar cu cioburi. Se frimițează tot. Și ce important atunci? Să nu uiți cine e Dumnezeu. Să nu uiți că Dumnezeu e pe tron. Să nu renunți la Dumnezeu. Să nu-L pui pe Dumnezeu într-o paranteză a vieții tale. Să nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, nu merezi nimic. Tu grămadă de cenușă când avea cioburile aceleași și pentru că avea o tendință și o dorință să se scarpine, îl mânca pielea din cauza bubelor. A crezut că prin scărpinare cu cioburi se diminuează rana, dar creștea sângerea mai tare. E un ciob, îl tăia, realizează, vă rog. A zis, binecuvântat să fie numele Domnului. În momentul în care a terminat propoziția aceasta și a zis numele Domnului, satan a intrat în panică. Toate coortele demonice au intrat într-un stres incomensurabil și au zis, nu se poate. Cum se poate una ca asta? Noi am crezut că Iov îl slujește pe Dumnezeu pentru că i-a dat, pentru că l-a făcut prosper, pentru că are familie, pentru că are viitor, are perspective, are bani, are proprietăți, are business, are de toate. Piele pentru piele, a zis diavolul în fața lui Dumnezeu, ce nu dă omul pentru pielea lui? Și a zis Dumnezeu îți arăt, îți arăt că Sfântul meu Iov rămâne cu mine, chiar atunci când e captiv în propria lui familie. Chiar atunci când propria lui identitate este sub semnul întrebării. Știți că prietenii lui Iov l-au catalogat ca un păcătos, așa e? Dar știți ce a zis Dumnezeu la final? Duceți-vă repede și cereți-vă iertare. Pentru că nici unul dintre voi n-a vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și dacă el nu se roagă, nu veți fi iertați. Prinși de război la noi acasă. De ce uneori ne lăsăm prinși de anumite războaie care nu sunt războaiele Domnului? De ce acceptăm stil de bârfă, răutăți? De ce invidii ne demarchează un viață? De ce intrăm în sisteme care vor să producă răutate? De ce ne uităm la cineva care are mai mult decât noi și să ne supărăm? nu e corect așa. nu e corect așa. Prinși de război sunt privați de pace, sunt privați de părtășie. Trei, sunt privați de perspective prin și de război au această perspectivă, murim străini și singuri. Murim mai nimănui. La 90 de ani un bătrânel cu botica lui avea perspective. Sfântul Daniel, în capitolul 9, din carte care îi poartă numele, a zis, am rămas printre puținii care au parcurs exilul, dar nu renunți la Biblie. Nu renunți. Mă simt prins de război, da? N-am libertatea de altă dată. aldenii mă urmăresc din când în când. Nu mă suportă pentru că sunt un venetic, da, e adevărat. Dar nu renunț la carte, la Biblie. La 90 de ani, aproximativ, după 70 de ani de robie, undeva pe la 20 de ani a fost luat captiv. Vă întreb, a avut asta viitor? Din perspectivă umană era praf. Când o plecat de acasă, să vă imaginați că și-o făcut bagajele cum plecăm noi când venim din România sau când plecați dumneavoastră de aici. L-au luat pe sus cu siguranță, l-au smuls din mijlocul familiei, nu i-a dat timp să-și îmbrățișeze prietenii și mai ales părinții pe nimeni. Luat pe sus, de mascați, lăsați-mă să actualizez. Ce perspectivă are un tânăr de 20 de ani la care îi se schimbă numele, vrea să se schimbe identitatea de fapt, dar nu reușește, la care îi se schimbă școala, îl integrează la un curs, la un colegiu de 3 ani, să-l învețe neapărat sistemul babilonian. Dar bărbatul ăsta zice, puteți să-mi schimbați orice, nu-mi schimbați caracterul. Când au vrut să-l determine să încalce legea și să bea din vinul împăratului și din mâncarea împăratului, care era în contradicție cu legea ebraică, Biblia zice acolo, Daniel, sclav, dar liber, s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alezele împăratului și l-a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească, să se sporce. Dragii mei, probabil că uneori în familia noastră vin momente dificile. Nu uitați cine e Dumnezeu. Nu uitați că perspectivele noastre nu sunt legate de banii noștri, de proprietățile noastre, de ce avem noi pe pământ. Perspectivele noastre nu stau dacă locuim în America sau în România. Perspectivele noastre sunt legate de cer. Sunt legate de Domnul Isus Hristos. Noi trebuie să fim siguri că avem o relație personală cu Domnul Isus Hristos. Și, scurt, cum ar trebui să reacționăm față de prinși de război? În primul rând, prezintă -i. Domnului. Nu contează ce a făcut. Spune-i Domnului. O să ai tendința să vorbești cu oameni și să zici: Cum a putut să facă fata mea asta? Băiatul meu, cum a putut să facă așa ceva? Tatăl meu, mama mea, bunicii mei, cum a putut oamenii ăștia mă să facă așa ceva? O să ai tendința să dai telefoane și să vezi dacă și alții trec prin situații similare, asemănătoare. Nu, 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 nu Adu-i înaintea Domnului. Ascultă și spune cuvântul Domnului atât de clar. Atunci, atunci când s-au întors prinși de război, parcă visam. Dar n-a rămas ca într-un vis frumos, că era realitate. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie. E foarte important cum vorbești față de un fiu resipitor. Limbajul tău e foarte important. Dacă îi dai așa, dacă îi arunci, ai atitudine de sclav, nu de liber. Tu semeni cu unul din locuitorii țării străine roșcove, porci, dispari. Să nu te văd în fața ochilor. Prezintă-i înaintea Domnului. Ascultați cum vorbesc, zică-te de bucurie. Ascutați ce mesaj transmit ei. Atunci se spunea printre neamuri. Toate neamurile au auzit de unde? De la evrei. Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. Da, Domnul a făcut mari lucru pentru noi. De aceea suntem plin de bucurie. Nu ești morocanos! Fiule cel mare, nu ești supărat că-ți din bani. Lasă că știu ce ai făcut tu. De unde știi tu, prietene, pe unde a umblat fiul risipitor? Că n-ai fost cu el. N-aveai transmisie live, camerei video pe el. N-aveai abrățare la picior, de unde știi? A, tu erai acasă, dar rob. Tu nu mergeai în club, dar te uitai online. Tu nu derulai păcatul acela fizic, dar mental. Sclav. Sclav în libertate. Cu etichetă de liber, dar sclav. Așa era fiul cel mare. E adevărat? Și a zis, vreau prietenii mei, cu prietenii mei vreau să dau un dans. O trăire, o murdărie, un păcat. Dar nu-ți place prezența mea. Prezintă-i înaintea Domnului. Fiind în fața lui Dumnezeu cu toate problemele prinsului tău sau acelei fete, acelei femei prinsă de război. Și spune Domnului în detaliu, Doamne, s-a întâmplat asta, asta. Când să-i spui? fiecare zi. Cât să-i spui? Până te descarci până începi să gândești altfel. Nu înseamnă că vei visa în sensul în care vei zice, da, nu mai prins de război. Nu vei avea o optică distorsionată. Nu, nu vei gândi altfel, vei gândi corect. Dar ascultă-mă, în gândirea ta corectă, vei avea deschidere să vorbești cu Dumnezeu. Până n ajungi la concluzia că singurul care poate să mai facă ceva e Domnul. Să știi că nu o să se întâmple nimic. spune Domnului, Doamne, intervine tu într-un mod supranatural. Fă o minune, fă o mișcare, transmite ceva. Știți cum s-a întors firul simitor acasă? Biblia zice și a venit în, în fire. Cine l-a făcut să-și vină, fire, să vină în fire? Păi cine? Dumnezeu? Nu. Nu are cine altcineva. Nu a mers tatăl uman să-l cheme? Nu. Da, există o diferență. Oaia pierdută trebuie căutat de păstor. Pentru că nu are posibilitate să-și configureze GPS-ul de întoarcere. Înțelegeți ce spun? Nare are capacitate. Pentru cine nu are capacitate de a căutat. Bă, nu căutat. Bănuțul pierdut în casă, o măturat casa doamna, da? Acea femeie, până o găsit bănuțul. Dar fiul risipitor care au plecat din proprie inițiativă, nu mers stai că să tai după el. Stai că să așteptat. Cum să reacționezi? Prezintă situația înainte Domnului. Doi. Dacă ai un prins de război, o prinsă de război, trebuie neapărat să mai faci ceva. Păstrează-i ușa deschisă. Tendința umană este să răzbuni. Vorbeam cu cineva într-o anumită perioadă de timp și îmi spunea, nu mai vorbesc cu el deloc, gata. Dacă s-o trezi să plece de acasă, nici nu mai vorbesc cu el niciodată. Frumos? Greșit? Total greșit. Cum să te comporți? Păstrează ușa deschisă. Normal că nu să-l faci pastor, iertare. Asta e. Dar păstrează ușa deschisă. Nu închide tu mai puternic decât Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu. Păstrează ușa deschisă. De ce să-i păstrezi ușa deschisă? Nu ca să te inspiri din păcatele lui sau ale ei. Nu ca să te acomodezi cu ideea că asta e cam la toți ni se mai întâmplă. Nu să te conformezi cu sistemul lumesc. Nu. Fiul trebuie să se întoarcă acasă în condițiile Tatălui. În condițiile Familiei. Trebuie să se întoarcă în condițiile Biblice. Atitudine corectă. Să zică am păcătuit. Să aibă regret. Să aibă recunoașterea păcatului, să aibă renunțare la păcat. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Fiul risipitor a venit cu un por la braț? ce a zis, porcul meu preferat. Da? Nu. No. S-a întors de la porci și a zis, mă duc acasă la tata, nu mă duc cu porcii mei. A -ți ținut roșcovele pe buzunar? Nu. Asta înseamnă să renunț la păcat. Dacă nu renunți cu adevărat, este doar o iluzie, vrei să impresionezi. Și vreau să mai spun ceva, ultimul lucru pregătește-te să știi cum să-l primești. La trecerea dintre ani, într-un an, la Biserica Betania a fost un frate cu dar de prorogie la Betania și a zis, în anul următor, a zis Duhul Sfânt, o să întorc pe ce mai jegoși, cei mai murdari, firisipitori. Pregătiți-vă inima să știți cum să-i primiți. Pregătiți-vă inima. Este un proces, să știți că nu vine dintr-o dată. Nu e o chestiune naturală a omului. Să vine dintr-o prezență specială în fața lui Dumnezeu. Un singur lucru vă mai spun. Dacă cineva are captiv pe cineva în inima lui, indiferent cine ce vârstă ar avea, ascultați cum ar trebui să procedeze. 2 Cronici 28 cu 15. Ce e o problemă în care împărăția lui Iuda intră în război în contradicție cu împărăția lui Israel. Și Israelul câștigă și îi transformă în sclavi pe locuitorii Ierusalimului, pe iudei, din regatul de nord. Și un proroc vine și spune, nu-i normal, frații voștri, dați-le libertate să se întoarcă acasă. Versetul 15, 2 Cronici 28, spune așa. Și oamenii numiți pe nume, nu oricine trebuie să se ocupe cu recuperarea, trebuie să aibă chemare pentru azi. Din drog cuvintele rezolvat, dacă nu știi cum să vorbește. nu o să-ți mai vine niciodată la biserică. Trebuie să știi cum să vorbești, să ai un limbaj compatibil cu omul ruinat, cu omul care e disperat. Știți care e problema cea mai mare? Oamenii aceștia nici măcar nu mai sunt interesați să vină în biserică. Sunt unii care îmi spun, pastore, nu mă interesează de biserica voastră, eu oricum am gânduri suicidale. nu mă interesează că îl pui parte, că îl excluzi, că îl nu -l interesează. E vorba de recuperarea sufletului lui, numiți pe nume pentru aceasta. S-au sculat și au luat pe prinși de război. Au îmbrăcat cu prada pe toți cei ce erau goi, îmbracă-i, Îmbracă nu-i îmbrăcați-vă voi, ajută-i să se îmbrece. Le-au dat haine și încălțăminte, fii disponibil să le oferi ce nu au. Biblia zice mai departe, le-au dat să mănânce, i-au uns, au încălcat pe măgar pe toți cei osteniți. sunt foarte mulți osteniți. Au nevoie de un sprijin ca samaritanul milos care să se apropie și să meargă el pe jos, să-l pună pe celălalt de mijlocul de transport. Și au adus la Erihon. Știți unde? În cetatea Finicilor. La cine? La fraților. Apoi doar s-au întors la Samaria, capitala Imperiului Israel. Faceți orice ține de voi să eliberați pe oameni care sunt plinși de război. Zice câte unul, frate, mi-a zis o vorbă acum 20 de ani. Pentru vorbă? Pun o întrebare. Oare nu cumva Hristos a iertat mai mult? Nu doar o vorbă, pe el l-au răstignit. Și ce zice Zaharia, capitolul 9, versetul 11? Dar prin și de război se vor întoarce. Și zice ce? Pentru că există un legământ bazat pe sânge. Eliberarea noastră este în numele Lui Isus Hristos. Eliberarea prinșilor de război nu este în baza unor canoane religioase, chiar pentecostale sau apostolice. Eliberarea noastră este numai în numele Lui Isus. Și nu uitați, obligatoriu, toți prinșii de război au un imperativ înapoi în cetatea finicilor. Amin. Amin.